Bună, draga mea, sunt Luna Ala. Numele lunii Iulie provine de la numele latin Julius, Cezar. După numele lui a fost denumit în anul 44 C. Numele original al lunii a fost Quintilis, adică a cincea lună în calendarul roman timpuriu. Încă din prima zi a lunii, Saturn retrograd intră în semnul Capricornului, marcând un nou ciclu de realizare și maturitate. Dacă Saturn are un aspect dificil pentru un punct personal pe astrograma ta, ai putea simți că totul este încetinit, că întâlnești întârzieri, frustrări și presiuni. O eclipsă lunară apare pe 5 iulie când soarele în rac se va afla în opoziție cu luna în Capricorn. Luna plină este un timp de apogeu și promisiunea împlinirii a ceea ce a fost început pe luna nouă. Este un moment emoțional în timp al romantismului, al fertilizării și al relațiilor. Această eclipsă este finală dintr-un set de eclipse care au apărut de-a lungul axei Rac Capricorn, un set care a început în iulie 2018. Poate fi considerat finalul cosmic, final pentru soluționarea problemelor legate de zonele RAC și Capricorn din astrograma ta natală. Racul te încurajează să pui în valoare baza ta de acasă și rădăcinile tale, în timp ce Capricornul te convinge să iei în considerare sentimentul datoriei și responsabilității publice sau profesionale, în timp ce Racul poate fi mulțumit să fie dependent, Capricornul te îndamnă să fii responsabilă. Racul reprezintă originea, iar capricornul reprezintă obiectivul. Lună plină luminează aceste conflicte. Neglijarea oricărui capăt al axei îți va da foc cu siguranță. În mod ideal, ar trebui să găsești un echilibru între cele două energii, iar acest lucru se întâmplă cu această eclipsă. Această eclipsă se referă la echilibrarea angajamentului tău față de cariera ta sau responsabilitățile față de lumea exterioară și familie sau viața personală. O criză, care poate fi o criză de conștiință sau o conștientizare bruscă unei lipse în viața ta, îți oferă o ocazie de aur de a explora nevoile tale emoționale în contextul polarității casei în care apare eclipsa în astrograma ta natală. Relațiile pot fi provocate rupte sau consolidate dramatic în acest moment. Descoperirea ta este încărcată emoțional și dramatică. Această înțelegere te poate propulsa în acțiuni afirmative. Această eclipsă se întâmplă foarte aproape de conjuncția Jupiter-Pluto retrograd, făcând de dezvăluiri destul de dramatice. Armonia sa cu Uranus te ajută să te eliberezi. Prima sărbătoare a lunii iulie este Cosmandinul adică a sfinților Cosma și Damian, doftorii fără de arginți, cei care feresc oamenii de boli. Sărbătoarea este respectată pentru ca oamenii să fie feriți de foc, atât de pârjolul soarelui, care arde și usucă recolta, cât și de trăznete și incendii. În data de 8 iulie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul, Mare Mucenic Procopie, cel despre care se spune în popor că pricopul pricopește, adică face să dăm în copt semănăturile de primăvară. Procopie este cinstit pentru că veghează cu acera semănăturilor, apără recoltele și casele de fulgere, trăznete și grindină. În fiecare an pe data de 20 iulie se sărbătorește Sfântul Ilie. Această zi marchează miezul verii pastorale, se spune că atunci ciobanii par oile de berbeci. Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul recolte și tot în credința populară se spune că tot el este cel care controlează tunetele și fulgerele, el pedepsește pe cei necredincioși. În perioada sa pământană Ilie a săvârșit păcate, cel mai mare fiind uciderea părinților săi la îndemnul diavolului, păcate pe care le-a spășit în moduri diferite și din această cauză Dumnezeu l-a iertat, el, a trecut în rândul sfinților și l-a urcat la cer într-o trăsură cu roți de foc trasă de doi sau de patru ca albi în aripați. În cer, sunt ilie cu trei rănori, fulgeră și trăsnește dracii cu biciul său de foc pentru a-i pedepsi pentru răul pe care i l a priciunit. Și, pentru că dracii înspăimântați se ascund pe pământ prin arbori, pe sub caselor, în turlele bisericilor și chiar în trupul unor animale, Sântilie trăznește în praznic pentru a nu-i scăpa niciunul dintre ei. Atât de pornit este Ilie în a se răzbuna pe diavoli, încât Dumnezeu, ca să-l mai domolească, iar fi înscată brațul și piciorul stâng. Pe vremuri se organiza târgul de fete de pe muntele Găina. Acestea datează de aproximativ două secole, prima atestare documentară fiind din anul 1816. Conform tradiției, acesta are loc în cel mai apropiat sfârșit de săptămână de ziua Sfântului Ilie. Ritualul începea sâmbătă seara, când se adunau feciorii. Peste noapte, tinerii cântau și bouțuică. În zori, apărau fetele și nevestele și toată petrecerea se muta pe crasta muntelui Găina. Dansul era obligatoriu astfel ca flăcăii să vadă că fata nu-și pătă iar acum hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Prima jumătate a lunii pentru tine este o perioadă foarte dezagrabilă, deoarece constrângerile externe și întârzierile în afaceri pot aduce la contradicții interne, la depresie. Se poate că ți va fi greu să te exprimi, să-ți aduni gândurile, ideile, Ți se va părea că nimeni nu te înțelege, nu te ascultă. Aceasta poate fi o perioadă de singurătate și izolare, precum și pentru mari cheltuieli neașteptate cauzate de accidente și defecțiuni, călătorii cu peripeții. Nu este exact momentul potrivit pentru a călători, pentru că te vei putea simți pierdută și rătăcită. În acest moment este important să nu te implici în aventuri până și găinările se pot transforma în probleme grave. După 18 iulie, situația va începe să se schimbe, vei stăpâni mai bine situația, dar și starea de spirită oamenilor din jurul tău, astfel încât flexibilitatea și răbdarea în comunicare te vor ajuta să te mulțumești mult și să ajungi la un compromis în relații dificile, banii și relațiile. Nu toată lumea va face lucruri atât de minunate ca și tine. Pentru că astrele îți promit Paștele în iulie, pe tot parcursul lunii, te vei confrunta cu un minim de primejdie la locul de muncă și în afaceri, în plus, poți fi chiar capabilă să obții recunoașterea de la oameni foarte importanți. În ceea ce privește cariera ta, în iulie, totul va continua ca de obicei, nu sunt prevăzute modificări majore pe etajul tău. Astrele îți recomandă să fii foarte atentă în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Cea mai mică greșeală va fi imediat vizibilă și va duce la consecințe nedorite. Dragostea și aventurile. Dacă te afli în căutare, în iulie îți poți întâmpina jumătatea. Pentru aceasta, trebuie să fii atentă și să nu pierzi semnele de atenție ale unui potențial partener în viață. Cel mai bun lucru pentru tine, provoacă-ți destinul acordând atenție sănătății și aspectului tău. Îngrijirea corpului tău îți va permite să ajungi pe aceeași pășune cu cel destinat. Dacă te afli într-o relație, ar trebui să te abții de la experiență și temeri, este mai bine să renunți la situația de provizorat și să te bucuri de o viață comună, de petrecerea timpului liber și de alte activități cu un partener. Farmecul și carisma vor emana din interiorul tău la sfârșitul lunii. O astfel de stare de spirit va atrage oamenii buni în viața ta, dintre care unul va lua un loc vrednic în inima ta. Este de remarcat că Iulie va fi, de asemenea, supraîncărcată cu alte lucruri care nu-ți vor permite să te bucuri pe deplin de cel ales. Cu toate acestea, după ecuatorul din această lună, programul tău va fi mai liber și te vei putea lansa pentru dragoste și pasiune. Sănătatea. În cursul lunii iulie, Astrele spun că vei avea o formă fizică excelentă și plină de vitalitate. Poți avea multe ocazii de a-ți atinge obiectivele în viață, dar vei dori mai multă plăcere și divertisment. Singura opțiune în care poți începe să-ți faci griji în privința sănătății este excesul și neglijența. Încearcă să nu exagerezi nimic și să-i sănătatea ta în serios. Este posibil să ai probleme datorită căldurii bea mai multă lichide și înhamăte la încărcături blânde. La începutul lunii nu este recomandat să plece în străinătate, poți obține mai multe probleme decât plăcerea pe propria cheltuială. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Taur, pentru tine, prima jumătate a lunii iulie poate fi foarte tensionată și contradictorie, deoarece vor exista multe emoții, iritări, acțiuni și decizie puțin gândite și constructive în comunicare. Aceasta este o perioadă nefavorabilă pentru activitățile educaționale și științifice, pentru găsirea de noi angajați, pentru trecerea la un nou loc de muncă, îți poate fi dificil de a arăta ușurința și spontaneitatea în comunicare, poți lua declarațiile și opiniile altor persoane prea în serios, astfel încât comunicarea forțată cu oamenii poate fi foarte dificilă. Mai ales dacă cariera ta este construită pe aceasta, adevărat, într-un cerc apropiat, te așteaptă și certuri și clarificări, deci este mai bine să le amâni pentru a treia decada lunii, când emoțiile scad și vei reacționa mai calm la alții, în acest moment va fi posibil să primești fonduri mari, sau subvenții materiale, banii și relațiile, în iulie ți se deschide o gamă largă în creativitate, în activitatea ta, poți reuși aproape în totul datorită unei abordări creative. Ca urmare, poți culege lauda clienților sau laurii conducerii. Poate că modestia decorează o persoană, dar nu este vorba despre tine. Șeful este gata să-ți aprecieze talentele și zelul. Aceste lucruri nu înseamnă că trebuie să lucrezi și să aștepți ca cineva să-ți acorde atenție odată și odată. Trebuie să declari cu voce tare abilitățile tale. Sfârșitul lunii se poate prezenta cu o surpriză neplăcută asociată cu eșecul planurilor din motive care nu se află sub controlul tău. Dragostea și aventurile. În iulie vei putea arăta toate punctele forte ale caracterului tău. Datorită rezistenței și răbdării tale în viața personală, ordinea și pacea vor predomina. Conflictele cu prietenii cu cei dragi și cu rudele vor fi soluționate rapid și în cele din urmă îngropate și uitate. Starea de calm psihoemoțional îți va permite să te relaxezi și să te bucuri de compania celui iubit, dacă încă mai colin singuri că prin nunca dragostei, poți fi gata să câștigi inimile, să dai complimente și să comunici zi și noapte cu noi companii interesante. Cu toate acestea, briza va fi rece până la începutul lunii august, dar poți să redescoperi ceea ce a fost împlătit mai devreme. Este imperativ să fii atentă la sentimentele interlocutorului în timpul întâlnirii și, de asemenea, să nu dai o speranță falsă. Sănătatea. Sănătatea va necesita mai multă atenție în iulie. Astrele avertizează asupra probabilității de răcel și alte boli respiratorii. Fi deosebită de atentă la înghețate și băuturi reci. Luna iulie este însă excelentă pentru orice procedură cosmetică. A doua jumătate a lunii iulie este un moment bun pentru odihnă. Dacă ești iubitoare de a te întinde pe coasta mării, concentrează-te pe aceste lucruri din vreme. Dacă ai un hobby care necesită o tensiune activă, atunci asigură-te că te implici. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Gemeni în perioada de dinainte de 18 iulie, poți întâmpina dificultăți financiare, datorită cărora trebuie să fii creativă și, de asemenea, să-ți asculți intuiția pentru a minimiza pierderile. În acest moment, există un risc ridicat de a face o greșeală, precum și de a gândi greșit, de a subestima situația sau partenerii pe. În plus, este posibil ca alții să poată utiliza eșecurile și greșelile tale pentru propriile lor scopuri egoiste, să facă public unele dintre secretele tale, activități în culise, prin urmare, nu sunt excluse problemele cu partenerii, instanțe și alte proceduri, în cea de-a treia decadă va fi o perioadă mai relaxată, când vei putea gândi clar și logic, să elaborezi modelul corect de comportament. Deși în acest moment dificultățile monetare ar putea să prevaleze asupra altor activități, vei putea găsi un punct de sprijin printre prietenii și rudele tale. Banii și relațiile Nu se recomandă să împrumuți bani în prima jumătate a lunii, dar rambursarea datorilor existente este necesară. Astrele de asemenea, te sfătuiesc să nu faci tranzacții financiare cu prietenii. În această lună este mai bine să renunți la o astfel de cooperare. Atâta timp cât alte persoane se dedau la odihna de vară, tu nu vei înceta să lucrezi prin sudoarea frunții. Manifestarea activității la lucru va da rezultate pozitive. Astrele promis să te sprijine și să-ți ofere posibilitatea de a dobândi o sursă suplimentară de venituri sau de a participa la un proiect extrem de profitabil. Perspectivele bune de afaceri se pot transforma în propuneri de afaceri neașteptate. Cu toate acestea, pentru a nu fi prinsă în capcană, este necesar să-ți duci cu scrupulozitate munca începută până la sfârșit și să analizezi cu atenție planurile pentru viitor. Dragostea și aventurile Astrele, în prima jumătate a lunii iulie, îți recomandă să rămâi cu mintea rece. Nu este nevoie să acționezi fără să te gândești mai întâi la situație. Ia o pauză, decide cum te vei comporta în anumite circumstanțe și întotdeauna fă doar ceea ce ai în minte. Deciziile spontane pot provoca daune ireparabile relațiilor tale personale, dar uneori este necesar să asculți apelul inimii. În iulie poți câștiga forță pentru realizări complexe. Angajarea ta și creșterea volumului activității nu-ți vor permite să-ți vezi sortitul, chiar dacă va fi în fața ochilor tăi. Un astfel de vol va acoperi ochii tăi aproape întreaga lună iulie, dar la sfârșitul lunii vei deveni mai atentă la alții. În ultima decada a lunii iulie te poate duce să-ți întâlnești destinul. În același timp, este foarte important să nu te mai gândești la tot ceea ce s-a pierdut, cel mai bine este să te relaxezi și să lași fluxul vieții să te ducă în locul unde ar trebui să fii în acel moment. Sănătatea, bunăstarea și sănătatea fizică a ta va fi la cel mai bun nivel pe tot parcursul lunii iulie. Cu toate acestea, există probabilitatea moralului scăzut. Încearcă să nu-ți testezi forța și să nu-ți consumi toată puterea. ascultă corpul, în caz contrar există riscul de exacerbare a bolilor cronice. Dacă este necesar, nu întârzia cu tratamentul. Dacă ai o dorință de a te relaxa, poți folosi a doua și a treia decada a lunii pentru o Te va bucura cu siguranță vizitarea unor noi locuri, divertismente de vară. Te rog să reții că cel mai nefavorabil moment pentru a merge într-o călătorie este perioada cuprinsă între 19 și 21 iulie. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Rac. Această lună îți promite multă dinamică și, în același timp, relații destul de tensionate cu partenerii. Presiunea și revendicările din partea lor pot face ca relația să fie imposibilă sau foarte dificilă. Partenerii vor testa puterea răbdării și a generozității tale. În plus, nu sunt excluse numai scandaluri ci și litigi, hărțuire și boicot public, prin urmare, trebuie să fii foarte atentă în această lună, să nu începi o relație nouă, să nu semnezi contracte și să nu te implici în proiecte dubioase și, de asemenea, să nu colaborezi cu prietenii sau rudele care te-ar putea trăda lăsându-te singură cu problemele tale. În acest moment, este mai bine pentru tine să te retragi, să te odihnești, să-ți revendici sănătatea cea de-a treia decadă se va dezvolta pentru tine mai favorabil, pasiunile vor scădea treptat, iar tu vei fi capabilă să spui afacerile și viața în ordine, banii și relațiile. Deși, cel mai probabil, în iulie va trebui să lucrezi în condiții care nu sunt prea confortabile pentru tine, performanța ta nu va suferi deloc de acest lucru și este posibil chiar să crească poți fi capabilă să obții recunoașterea meritelor proprii, deși nu vei primi recompense în acest moment. În iulie poți fi capabilă să creezi o bază serioasă pentru realizările viitoare, precum și să începi unele proiecte semnificative pe termen lung, poate că va trebui să faci mai multe călătorii de afaceri sau vei invita partenerii pe, o mare parte va depinde de modul în care vei fi capabilă să-ți demonstreze ospitalitatea. Chiar și contactele cele mai neînsemnate vor beneficia dacă adăuge o atingere de sinceritate pentru ele. În luna iulie nu sunt prevăzute schimbări semnificative în planul tău de carieră, dar trebuie să acorzi atenția anumitor predispoziții din partea astrelor. Pe parcursul întregii luni, dacă ocupi o poziție de lider sau o pretinzi, ar trebui să fii atentă la intrigile invidioase. Numai o abordare onestă a muncii te va ajuta la prevenirea apariției unor consecințe neplăcute. Dragostea și aventurile Dacă până acum astrele nu au provocat discordie în intimitatea ta, va trebui să te înarmezi cu calm și răbdare. Iulie poate testa forța ta cu ispitele care te vor prinde la fiecare pas, precum și burfe, care se pot îngroșa generos către tine din gura celor răi. Dacă alianța ta este suficientă de puternică, atunci în liniștea va trece fără probleme. Dacă încă ești dintre cele singure, iulie nu va fi cel mai bun moment pentru întâlniri și de Stelele îți recomandă să limitezi comunicarea cu sexul opus în rândul prietenilor. Iluzia că totul din viața ta depinde de tine se va termina la sfârșitul lunii iulie. Când stelele vor deveni mai hotărâte și va trebui să ceri ajutorul celor dragi, trecând prin unele dintre complexele tale, vei deveni mult mai moală și mai caldă să comunici cu prietenii și rudele. Sănătatea. În iulie poți fi amenințată de răcel și de alte boli respiratorii. Încearcă să-ți folosești puterea cu prudență și să nu dai totul până la ultima picătură. Excesivitatea va duce la riscul de exacerbarea bolilor cronice și răceli. Iulie este lună perfectă pentru a face fitness sau sporturi ușoare. Doar fă ceva care nu te împovărează în fiecare zi. Poți prinde o răceală numai în primele zile ale lunii iulie, în rest nu ești expusă riscului bolilor virale sau infecțioase. Totuși, întreaga lună poate fi numită traumatică. Leziunile la extremitățile inferioare sunt deosebite de probabile. Fii atentă la drum. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Leu, iulie pentru tine, datorită eclipselor, poate fi una dintre cele mai dificile luni în care trebuie să ai grijă de tine și de sănătatea ta. Perioada până la 18 iulie. Se poate dovedi a fi cea mai problematică atunci când afacerea neterminată poate fi cauza unor scandaluri serioase, concedieri, reputație deteriorată. Conflictele cu autoritățile, restricțiile externe pot aduce la depresie, retragere. În acest caz, vei lupta cu disperare pentru drepturile tale, iar după 18 iulie, vei putea vedea în sfârșit soarele pe strada ta potențialul tău energetic va crește, vei putea să evaluezi mai eficient ce se întâmplă și să acționezi mai decisiv. În acest moment, este posibil să primești vești bune care pot da naștere la o schimbare. Mai mult, acest lucru se poate întâmpla împotriva voinței tale, ca și cum mâna invizibilă a destinului te va îndruma în direcția cea bună. Banii și relațiile, în luna iulie poți fi plină de proiecte. Idei creative și planuri care nu numai că te pot glorifica, ci și te pot îmbogăți, chiar și dacă nu ai talent, vei fi inspirată și în stare bună. Singurătatea și retragerea undeva, precum și lăcomia, îți pot face un serviciu rău în această lună de vară, nu trebuie să încerci să acoperi totul, ar trebui să te mulțumești cu ceea ce ai și să mergi pas cu pas spre dezvoltare, calculându-ți înainte puterea. Sectorul financiar pentru tine nu diferă în stabilitatea sa în timpul lunii iulie. În această privință, în a doua jumătate a lunii iulie vei avea mai mult succes, poți chiar primi o sumă mare. Dar această lună va fi marcată de cheltuieli neplanificate, legate în principal de viața personală și de ajutorul rudelor. Stelele te sfătuiesc să nu te îngrijorezi, pentru că în viitorul apropiat te așteaptă o întoarcere financiară impresionantă. Dragostea și aventurile, visarea și relaxarea vor domina starea ta de spirit în luna iulie, poți fi tristă cu privire la căldura de afară și visătoare la o vreme mai rece. Cu toate acestea, astrele nu ți recomandă să te scufunzi prea adânc în vise și regrete, ci mai degrabă să ai mai multă timp să trăiești în acest moment. În cazul în care nu te vei îndemna singurică, atunci până la sfârșitul anului nu vei putea găsi fericirea personală. Dacă ești de familie, prin pasivitatea ta poți mânia și nemulțumi partenerul. Dacă ești singură, astrele ți recomandă să nu te grăbești cu alegerea și să menții status quo-ul cel puțin până în a doua jumătate a lunii iulie. Dacă ești căsătorită, pentru a te implica într-un triunghi de dragoste, Poți adopta standarde duble, dar un astfel de comportament necinstită nu va dura mult timp, pentru că o astfel de afacere nedemnă va fi proiectată asupra stării tale emoționale, sănătatea. Întreaga lună poate fi umplută cu experiențe spirituale puternice, care, deși în mare parte pozitive, îți vor consuma multă energie. Ca urmare, probabilitatea de îmbolnăvire crește, din fericire. Nu va dura mult și nu va fi fatală. Stelele avertizează despre pericolul infecțiilor gastrointestinale în zilele nefavorabile. 8 și 30. Pentru a te proteja, ia toate măsurile preventive în avans, ai mare grijă ce mănânci. Dacă boala a început deja, consultă un medic încă din prima zi pentru tratament medical. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Fecioara. în această lună, trebuie să fie mai atentă și să te abții când comunici cu ceilalți, altfel riști să câștigi dușmani pentru tine însă îți. Mai ales negativ va fi perioada până la 18 iulie, când idei eronate, iluzii pot duce la un comportament greșit și este posibil ca unele dintre secretele tale să fie dezvoluite. Dacă vei depăși această situație dificilă, Vei putea să stabilești legături spirituale mai strânse cu partenerii, ceea ce te va ajuta să înțelegi anumite probleme, precum și să te simți încrezătoare datorită sentimentului că ai spatele protejat. Aceasta este o perioadă nefavorabilă pentru trecerea la un nou loc de muncă, recrutarea angajaților, organizarea de întâlniri de afaceri și extinderea contactelor publice. După 18 iulie, situația se va schimba, cei mai apropiați asociații îți pot oferi asistență semnificativă în treburile tale și, de asemenea, poate lua naștere mândria și entuziasmul, banii și relațiile. În luna iulie, se pare că nu te vei putea relaxa. Stabilește-ți obiective și realizează-le. Inamicii tăi vor încerca să găsească defecte în munca ta. În această lună s-ar putea să ai probleme cu șeful tău. Din acest motiv. Este posibilă chiar amenințarea cu concedierea. Ajută-te singură sau apelează numai la persoanele care oferă asistență sinceră. La sfârșitul lunii iulie, vei putea convinge încă o dată șeful de dreptatea ta și situația se va îmbunătăți. În cea de-a treia decada a lunii iulie, averea va zlăbi sub influența eclipselor trecute. În această perioadă, poți avea probleme în comunicarea cu partenerii străini, Până la o ruptură completă a relațiilor și o revizuire a deciziilor importante luate anterior. De asemenea, sunt foarte probabile tot felul de întârzieri în procesarea documentelor și contactarea autorităților. În această perioadă, se recomandă să te abții de la călătorii. Dragostea și aventurile. Mijlocul verii te va recompensa cu daruri generoase de la soartă. Poți primi ceea ce meriți. Pentru că norocul te va sprijini fără niciun motiv, practic, norocul tău se va răspândi în relații personale, astfel încât dacă ești singură va trebui să fii întotdeauna gata, pentru că dragostea îți va bate la ușă de la minută la minut, dacă ești femeie de familie poți primi un anumit beneficiu material pe care îl vei datora familiei, nu trebuie să te obișnuiești cu rolul de favorita soartei, să fii recunoscătoare pentru darurile pe care ți le-a dat viața. Iulie poate fi un moment de schimbare, cu natura ta vei arăta determinarea și perseverența. În această perioadă, dacă ești într-o relație neoficială, poți termina toate întâlnirile nedorite și poți începe una nouă, comunicarea ta se va schimba și vei deveni mai interesantă și plăcută pentru sexul opus. Cu toate acestea, până la sfârșitul lunii iulie, Oamenii din trecut vor apărea în viața ta. Dacă tu nu vei ceda ispitei de a merge în relațiile anterioare, atunci poți avea un viitor bun și luminos cu un partener nou, în care nu va mai fi loc pentru vreun vechi resentiment, dezacord și reproș. Sănătatea În ceea ce privește sănătatea, în iulie, evenimentele se vor dezvolta ambigu. Se pot agrava bolile cronice de lungă durată, în ciuda faptului că monitorizezi în mod constant propria sănătate, sau din potrivă, organismul își va folosi temeinic rezervele suplimentare și toate bolile vor fi ocolite. Poate că acest lucru se va întâmpla din cauza faptului că nu vei avea timp să fii bolnavă, deoarece va trebui să faci multe lucruri importante și urgente. Dacă totuși te îmbolnăvești, recurge la metodele obișnuite de tratament. Stelele îți recomandă să acorzi atenție prevenirii bolilor care pot fi începute pe 16 sau 17. În luna iulie, pentru tine este timpul să faci întărirea imunității. În această perioadă, partea frumoasă este că poți începe tratamentul intensiv pentru aspectul propriu. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Balanța. Pentru tine. Iulie poate fi o perioadă dizarmonioasă când poți simți o lipsă de putere, iar îndatoririle tale profesionale vor necesita participarea ta directă, problemele de la serviciu te pot absorbi pe deplin și, în același timp, nu vei fi pregătită pentru noi responsabilități care le-ai putea întâmpina. Se pare că va trebui să înțelegi ceva nou, sau să înveți din nou în jurul altora, precum un ucenic. În acest sens, Perioada până la 18 iulie va fi cea mai dificilă, deoarece în mediul tău apropiat pot exista neînțelegeri și înstrăinări. După 18 iulie, multe probleme vor fi percepute diferit, parțial pentru că vei simți sprijinul de la prieteni și rude, precum și o mai mare libertate de a lua inițiative și idei creative. Banii și relațiile Luna iulie se caracterizează prin creșterea activității tale vor apăra multe întâlniri și apeluri importante, vor apăra contacte noi, promițătoare, iar cu unele conexiuni și cunoștințe care și-au epuizat resursele, va trebui să încete să comunici. Principalul lucru care trebuie menținut în activitățile tale profesionale este stabilitatea. Pot apăra adversari care vor slăbi terenul sub picioarele tale. Situația ta financiară în luna iulie? într-o oarecare măsură va fi în scădere. Acest lucru se va reflecta într-o scădere a valorii veniturilor și o creștere semnificativă a cheltuielilor. Situația financiară nefavorabilă va fi relevantă doar până la jumătatea lunii iulie, deci trebuie să te pregătești cu oarece economii, dragostea și aventurile. Poate că în luna iulie, spiritul călătorului va pogorui peste tine, astfel încât la sfârșitul lunii poți fi pe drumuri orice mișcare în spațiu te va atrage. Cel mai probabil, vei alege intuitiv direcția în care îți vei găsi dragoste. Dacă ești fată de familie, setea ta de aventură va ieși în decor, pentru că familia ta nu va împărtăși acest entuziasm. Prin urmare, cel mai bine este să lași această pasiune unde este. Să te oferi voluntar la o călătorie de afaceri sau o călătorie de orice fel în timpul zilei de lucru și să aduci pacea și liniștea în suflet, nu te relaxa prea mult dacă te afli într-o relație de mai multă timp, lucrul la dezvoltarea înțelegerii reciproce ar trebui să fie sistematic, altfel pot exista conflicte și chiar și un decalaj în pereche. Prima jumătate a lunii iulie nu va conduce la realizarea unei propuneri de căsătorie și la planificarea descendenților, dar începând din ultimele zile ale lunii iulie, te poți căsători sau poți discuta cu un partener despre posibilitatea de a avea copii în comun. Sănătatea În luna iulie, cea mai vulnerabilă parte a corpului este zona pieptului. În a doua jumătate a lunii, sunt posibile răceli. Deci grijă mare la îmbrăcăminte și alimente sau băuturi reci, gâtul din această perioadă este cel mai slab punct, dacă există sentimente neplăcute, ia măsuri imediat, altfel pot exista consecințe destul de grave. În primele două decade ale lunii, nu pot fi luate în considerare boli speciale, cu toate acestea, leziunile piciorului sunt posibile, cea mai nefavorabilă este ultima decadă s-ar putea să ajungi dintr-o dată în spital, mai ales ca o urgență pe drum, așa că fii atentă și când conduci și când ești pieton. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Scorpion Perioada până la 18 iulie pentru tine va fi foarte dinamică și complexă, atunci când pot exista diferențe fundamentale serioase, Ciocnirea generațiilor poate provoca desprinderea de cercul interior, lipsindu-te de sprijin. În acest moment, sunt posibile probleme în timpul călătoriilor, precum și eșecuri în activitățile educaționale și științifice. Aceste lucruri îți poate încetini succesul și avansarea, creând anxietate. Evenimentele neprevăzute pot zdruncina încrederea în parteneri, din cauza cărora cariera tar putea suferi, în acest moment, este important ca tu să-ți controlezi temperamentul și să nu dai frâul liber limbii tale, deoarece declarațiile veninoase pot schimba viața ta spre rău. În cea de-a treia decada a lunii iulie, situația se va îmbunătăți, impactul negativ va slăbi, iar succesul în afaceri și norocul în sfera financiară pot apărea. Banii și relațiile În această lună, poți fi incredibil de norocoasă. În prima jumătate a lunii, poți fi susținută de o persoană influentă care îți va permite să rezolvi un conflict mai vechi cu partenerii de afaceri sau cu persoane aflate în război cu tine, dar nu ar trebui să agravezi situația ținând cu dinții de ambiții. Poți avea o problemă cu o decizie definitivă și revocabilă. Din păcate, tu ai luat-o de mai multe ori și totul este în același loc și indiferentă de condițiile sau ultimatumurile pe care le-ai prezentat, nimeni nu le respectă, într-adevăr, pentru că adversarul tău este destul de mulțumită de starea actuală a lucrurilor. Dacă totuși ești hotărâtă să duci războiul până la capăt, protejează-te, căutând un loc de muncă mai promițător. Stelele spun că în luna iulie o astfel de oportunitate va fi nici măcar una. Primele 20 de zile ale lunii sunt perfecte pentru întâlniri cu prietenii și partenerii de afaceri. De asemenea, nu va fi inutil o realizarea de noi cunoștințe și conexiuni utile. În viitor, acestea pot avea un efect benefic asupra extinderii contactelor de afaceri și a bunului mers general al afacerilor partenerii din alte orașe și țări îți pot raporta o veste bună. Același avertisment cu privire la tonul și asprimea cuvintelor se menține. Dragostea și aventurile Stelele spun că iulie este momentul pentru a face bilanțul primei jumătăți a anului 2019. Fii angajat în introspecție, nu trebuie să-ți învinovățești partenerul pentru toate adversitățile tale în cuplu, poate că rolul tău în conflicte nu este așa mic. Dacă încă ești din cele libere, vei putea să-ți găsești fericirea dacă nu grăbești lucrurile și te supui fluxului circunstanțelor vieții. Bucură-te de fiecare moment și fii recunoscătoare pentru întâlnirea cu cel care poate fi singura persoană din viața ta, sănătatea. Dacă dorești să ai suficientă putere și energie pentru tot, în iulie nu trebuie să ignori starea de sănătate. Aceasta este luna în care trebuie să eviți redundanța în orice afacere și să urmezi recomandările medicului. Aceasta este o lună bună pentru sport, astfel încât să poți scăpa de stres și gânduri inutile. De-a lungul lunii poți suferi de crampe care pot fi tricotate cu probleme ale vaselor de sânge sau plămânilor. Acestea pot fi manifestări ale alergiilor, precum și alte cauze posibile. Cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat mai de mult, doar că nu ai acordat atenție acestor simptome până când nu au coincis cu o anumită boală. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Săgetător, în această lună, mai ales în perioada de dinainte de 18 iulie, ar trebui să te implice mai atent în problemele financiare și de proprietate, Deoarece vor exista multe restricții, inclusiv din partea ta. Pe de-o parte, prudența excesivă, tema pot pune obstacole în calea succesului și, pe de altă parte, riscul poate fi mare. Prin urmare, te poți simți între ciocan și nicovală. În orice caz, este mai bine să te ții departe de activități ilegale, precum și să plătești taxele la timp. Deoarece ar trebui să te aștepți la probleme din această parte, trebuie să fii atent în timpul călătoriei, deoarece sunt posibile accidente și leziuni. După 19 iulie, multe efecte negative vor zlăbi, vei simți un val de forță, entuziasm și va exista un real interes în călătorii, în impresii și cunoștințe noi banii și relațiile, ai nevoie de o companie potrivită chiar acum a face ceva singur pentru tine nu este foarte eficient, dar nici dificil din punct de vedere moral. Pot să apară o mulțime de asistenți voluntari, dar nu toată lumea poate accepta ajutor. Acum poți avea ocazia să formezi o echipă largă și prietenoasă și să o direcționezi pentru a-ți rezolva problemele. Și nu este chiar necesar să o gestionezi personal. Este suficient să aduni toți oamenii potriviți într-un singur loc în același timp și să-i determini cu scopul tău. Ultima perioadă de succes al lunii iulie este între 21 și 24 iulie. În acest moment, dacă ești un specialist cu experiență vei putea găsi un nou loc de muncă, dacă ești om de afaceri poți aduna o echipă de oameni simțitori, dacă vii cu idei proaspete poți primi fonduri pentru implementarea lor. Începutul acestei perioade va fi în cea mai mare parte de succes, Dragosta și aventurile. La începutul lunii, în mod gratuit poți să te rotești într-o poveste de dragoste cu cineva care are deja obligații față de altcineva, iar pe tine te poate aștepta o scenă de gelozie. La jumătatea lunii iulie, Relațiile de dragoste reale sau potențiale vor fi motivele pentru a dovediție și celorlalți viabilitatea ta personală. La sfârșitul lunii, evită conexiunile ocazionale. Dacă ești liberă pentru moment, atunci cel pe care îl vei atrage prin anumite calități personale specifice va apărea lângă tine. Ceea ce alții consideră a fi neajunsurile tale, această persoană le va percepe ca o demnitate incontestabilă. Și, cel mai probabil, dacă acest individ este persistent, vei renunța și vei începe o relație cu el. Sănătatea Luna aceasta de vară este marcată de o puternică creștere a activității solare și magnetice. Prin urmare, tu fiind dependentă de vreme poți deveni rapid obosită și de multe ori te poți simți sfârșită. Pentru a face față acestei condiții, este puțin probabil să reușești. Un lucru plăcut este că această perioadă se va termina repede și apoi nimic nu-ți va amenința sănătatea. Insomnia și atacurile de panică pot începe de la mijlocul lunii. Dacă ai petrecut mai multe de 50 de ani pe pământ, vei avea nevoie de mai multă timp pentru a te mișca, deoarece se pot agrava bolile asociate cu sistemul musculoscheletic. Zilele de succes pentru tratament în luna iulie vor fi cele între 9 și 18. Nu sunt indicate vizite la medic în zilele de 21 și 30 iulie, zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Capricorn. Iulie, până în 18, poate fi o perioadă dificilă pentru tine și, deși vei simți o mare rezervă de energie, influența disarmonică a eclipselor, îți poate afecta foarte mult atitudinea și relațiile cu partenerii poți deveni mai puțin încrezătoare, vei avea mai mult scepticism și îndoieli, te vei concentra asupra problemelor tale, din care cauză partenerilor, de afaceri sau căsătorie, le va fi mai dificil să împărtășească secretul și să găsească sprijin pentru tine, opoziția de la rival și concurenți, care vor folosi orice ocazie, te pot mâhni, cea de-a treia decadă va fi mai armonioasă. Iar determinarea ta te va ajuta să rezolvi problemele dificile. În acest moment, este important să controlezi progresul finanțelor și să nu ai încredere în informații neconfirmate. Banii și relațiile din acțiunile tale din această lună depinde rezultatul unor întreprinderi de lungă durată. Situația este, desigur, stresantă. Dar ai suficientă putere și încredere pentru a face față nervilor și pentru a face totul așa cum ar trebui. Nu contează cât de insurmontabile pot părea obstacolele, de fapt ele abia se țin. Împinge puțin și gata ai atins ținta. Dar, în unele cazuri, presiunea excesivă ar trebui evitată. Poți simți puterea de a-ți schimba viața, ceea ce nu-ți convine. Acum este timpul cel mai favorabil pentru asta. Nu trebuie să-ți faci griji pentru că nu poți face față unui anumit loc de muncă, tu ai prieteni și asistenți excelenți în echipă, care vor veni întotdeauna în ajutor și te vor ajuta chiar și în detrimentul lor, dragostea și aventurile. La începutul lunii ar trebui să aștepți dragostea adevărată, și ea, cel mai probabil, va veni sub forma unui om pe care l-ai cunoscut de mult vei putea vedea în el calități pe care nu le-ai observat anterior și simpatia prietenoasă va crește într-un sentiment mai profund. Dacă ai găsit deja sufletul pereche, încearcă să menții relația, chiar dacă trebuie să sacrifici ceva sau să dai ceva la schimb, fiind cu sufletul pereche, vei avea nevoie de toată înțelepciunea pentru a evita un conflict iminent. Cu toate acestea, cel mai probabil, la nivel intuitiv, Vei simți apropierea unor evenimente neplăcute și vei putea salva relația de dragoste de la discordie sau chiar de la colaps. În plus, în această perioadă vei extrage niște beneficii practice din partea aceasta a vieții. Sănătatea În iulie, ți se poate prescrie sau tu vei alege un tratament care nu corespunde diagnosticului tău. Prin urmare, este necesar să studiezi cu atenție adnotările pentru medicamentele care urmează să-ți fie administrate. Trebuie să te concentrezi asupra tratamentului unei singure boli, fără a te pulveriza pe toate dată, altfel nu va funcționa. Va trebui să acorzi atenție pieptului tău și organelor care se află aici. Poți fi deranjată de dureri în piept, inimă sau plămâni. Dacă ai suferit recent unele boli, atunci acum te poți aștepta la o revenire sau complicații. Tu ar trebui să te consulți cu doctorul și să nu speri că totul va dispărea singur. Și chiar dacă te simți ușurată, asigură-te că duci tratamentul prescris până la sfârșit. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Vărsător, pentru tine, luna iulie este o lună destul de dizarmonioasă, deoarece în ciuda voinței tale, te poți afla într-o situație dificilă și condiții obiective te vor forța să te angajezi în activități care ar putea să atârne ca o piatră de picioarele tale. Te poți simți stăpânită și dependentă de oameni și împrejurări. Această perioadă acoperă prima și a doua decadă, iar pentru tine este important să monitorizezi sănătatea ta, deoarece nervozitatea poate, în primul rând, să lovească punctele slabe ale corpului, cu toate acestea, în acest moment vor exista și avantaje, poți avea un instinct foarte puternic pentru proiecte bănești și profitabile, prin urmare, cu o grijă și o atentă gestionare a afacerilor, poți câștiga banii buni, în decursul cele de-a treia decade, te vei simți mai încrezătoare și aceasta este o perioadă favorabilă pentru comunicare întâlniri cu vechi cunoștințe și pentru crearea de parteneriate foarte profitabile, banii și relațiile, de fapt, în ansamblu, totul depinde de starea ta de spirit și de optimism, creează planuri ambițioase, crede în tine însăți, nu permite nimănui să te confunde cu o pesimistă, atunci planurile sunt realizate în moduri neașteptate, practic fără participarea ta și vei obține mult mai multe decât te aștepți un rol important în toate afacerile tale va juca ajutorul prietenilor. În luna iulie, ar trebui să fii atentă și, înainte de a lua orice decizie, să acționezi în conformitate cu principiul măsoară de șapte ori și tai odată. Poți fi plină de idei și entuziasm, dar slabă energetic. La sfârșitul lunii sunt posibile certuri cu prietenii, colegii și partenerii de afaceri, dar adversarii vor fi gata să renunțe însă pentru asta va trebui să înțelegi corect situația, dragostea și aventurile. Iulia acestui an va duce instabilitate în relațiile de dragoste. Te așteaptă conflicte clare, iar ambițiile personale vor fi mai importante decât sentimentele față de cel iubit. Dorința de a ieși în evidență, de a te afirma în detrimentul altora, caracteristica acestei perioade, va afecta de asemenea relațiile cu partenerul de odaie. Dacă încă mai ești într-o relație, te așteaptă o perioadă armonioasă și plină de bucurie. Cel ales te va încânta în mod regulat cu daruri, surprize plăcute și confesiuni de dragoste. Există o șansă pentru o cunoaștere promițătoare la o sărbătoare sau la o petrecere între prietenii acestuia. Ceea ce începe ca o conversație fără caracter obligatoriu se va transforma ușor și foarte rapid într-un interes reciproc de dragoste, și este posibil ca actualul să devină fostul cu viteza fulgerului. Sănătatea. În iulie, ești amenințată de răcel și de alte boli respiratorii, dar și de alergii. Încearcă să te miști mai mult, poți încerca mersul pe jos. Excesivitatea plimbărilor prin parc va duce la riscul de eliminarea ultimelor procese de conștiință. Iulie este o lună bună pentru a face meditație și chiar pentru a apela la ajutorul unui terapeut în fiecare zi. În luna iulie, trebuie să-ți găsești timp pentru o activitate fizică suplimentară, fără a te strădui neapărat pentru a deveni eroină. Eforturile tale nu vor rămâne fără recompensă. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. Pești, iulie pentru tine poate fi o perioadă mai dificilă, deoarece va fi greu pentru tine să-ți demonstreze voința și inițiativa, și va trebui să acționeze după ordinele altcuiva în condiții destul de dificile. Pentru natura ta creativă, acesta poate fi un test al puterii și răbdării spiritului aproape orice cooperare și lucrul în echipă pot fi nereușite, deoarece acțiunile tale pot genera dispute, trăgând pătura pe partea ta. În același timp, scepticismul cu privire la orice schimbări și inovații poate fi percepută de tine ca baionete în spate și numai flexibilitatea mentală. Capacitatea ta naturală de a te adapta la orice situație te va ajuta să eviți colțurile ascuțite în comunicare și să nu creezi confruntări. După 18 iulie, situația se va schimba, iar în poziția ta profesională pot începe transformări pozitive, pe care le poți trata cu mare entuziasm. Banii și relațiile, în sfera de serviciu, se pare că vei reuși în iulie. Dacă ești lider sau om de afaceri, vei putea să închei o afacere bună sau o tranzacție mare, în orice caz, te așteaptă un profit bun, chiar dacă lucrezi ca oricine altcineva ai posibilitatea de a găsi o sursă de venit suplimentar sau de a obține o primă bine meritată. Numai că banii nu vor veni din propria inițiativă, va trebui să lucrezi cu bună credință. Dacă îți cauți un loc de muncă în acest moment, vei putea obține oferte interesante, dar să reconsideri prea serioase nu merită. Este important să nu forțezi lucrurile, oricum. Decizia finală nu va fi luată înainte de 14 iulie. O perioadă de succes pentru tine este între 21 și 24 iulie. Dragostea și aventurile. Cu privire la relațiile personale, această situație nu se extinde atât de literal. Partenerul tău are suficientă energie pentru a nu-ți transfera toate problemele. Mai degrabă, contrariul este adevărat. Ți se poate părea că cel iubit face prea mult și ți impune un anumit scenariu al relației voastre, de acolo toată viața ta. Nu-ți place foarte mult, așa că te poți pregăti pentru faptul că trebuie să lupți pentru independența ta. Cu toate acestea, chiar și procesul de luptă va fi suficient de plăcut pentru tine. În mod deosebit interesant și benefic pentru sănătate va fi lupta cu cei din semnul zodiacal berbec. Importanța scorpionului poate părea uneori insuportabile pentru tine. Poate că vei dori fiori, poate chiar îi periculoase, sânge și dragoste, o travă și pumnal. Principalul lucru este să păstrezi măsura și tehnica de siguranță. Încercarea de a ajunge la extreme va trece în curând, iar problemele pot rămâne. Dacă te implici deja într-o aventură, tratează-o ca un joc amuzant, nimic mai mult. Sănătatea în luna iulie, partea inferioară a spatelui va fi partea cea mai vulnerabilă a corpului. Fii atentă să nu te pierzi. Este posibil să exacerbeze osteoporoza dacă e împlinită deja jumătate de vac, să apară durerile lombare și chiar colica renală. Te vei putea relaxa în ultima decadă a lunii. Ar fi mai bine decât o călătorie la mara caldă, niște împachetări cu namol. Rezultatele te pot uimi. Zilele în care norocul îți va zâmbi sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!